Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Această perioadă este una, sau începe să fie din ce în ce mai agitată, cel puțin din punct de vedere politic. După cum bine știți și probabil și simțiți, sunt unii politicieni care recurg la tot felul de lucruri pentru a-și ataca viitorii contracandidați, fie că vorbim de alegerile prezidențiale sau cele parlamentare, lucruri cu care, din păcate, suntem obișnuiți. Vedem și noi astăzi ce se mai întâmplă la nivelul județului Hunedoara, dar și la nivel central, pentru că nu-i așa, de la București se dă ora exactă de cele mai multe ori. Haideți să vedem dacă se poate și invers, ca provincia să mai dea și ea ora exactă. Și astăzi o să încercăm să aflăm cât mai multe noutăți din această sferă a politicului cu invitatul meu, domnul Pasilică Potecă, senator din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem la emisiunea din ciclu Cine seamănă vânt, culege furtună. Ați semănat vânt, culegeți furtună? Nu. Era vorba despre tema politicii hunedorene. Cine seamănă vânt, culege furtună. Haideți să vedem atunci cam cine seamănă vânt în județul Hunedoara dintre politicienii consacrați, să spunem, și dacă au început oare să culeagă deja furtuna. Nu aș merge direct așa la subiect pentru simplu motiv că... Are nevoie de o introducere. Nu, numai... sunt destui care la această oră administrează și vântul și furtuna și cred că nu mi-a venit, nu mai am loc eu și de această temă. Ceea ce este foarte clar este că ne aflăm într-o campanie electorală n-a spune nici măcar explozivă. Puteam să presupune campanie electorală de parlamentare, putem presupune că această campanie electorală de parlamentare este oarecum burată de chestiunea legată de alegerile prezidențiale. Și atunci toate marile teme sunt dezvoltate pe televiziunile naționale și totul se brodează în jurul acestei problematici. De fapt, asistăm la această oră la administrarea atacurilor și dintr-o parte și din cealaltă. Care se intensifică acum. Care sunt intensificate. Campania electorală. Și unele dintre ele frizează până la urmă absurdul. Vii și ataci politică guvernamentală, tu, partid, indiferent care ai fi, PNL sau PSD, care constituie la această oră partea de putere din România, partea guvernamentală. Este greu de înțeles, adică să spui tu parte guvernamentală despre cealaltă parte guvernamentală că face anumite gesturi și că nu rezolvă anumite chestiuni naționale pe care te-ai angajat unele dintre ele împreună cu sau tu le-ai provocat la o anumită dată. Deci stai și te uiți și îți dai seama cât de absurd este momentul pe care îl trăim, cât de neînțeles și de greu de explicat este acest moment. Norocul nostru este că sunt niște ideologii care pot explica orice, în orice condiție și oricum, și în așa fel încât noi toți ceilalți să nu mai înțelegem despre ce este vorba la această oră și ce ne așteaptă în viitor. Nu fi acesta un secret să se exprime și să pună pe tapet lucrurile în așa fel încât noi ceilalți să înțelegem cât mai puțin. Nu este o ascundere. Este o ascundere și este o ascundere periculoasă pentru noi. Este o ascundere a unor adevăruri și a unor rezolvări. Trebuie să vă spun un lucru, că săptămâna aceasta, în preambulul sărbătorii de 25 octombrie, când este ziua armatei, am scris un articol și la mine pe pagină legat de pensiile militare și de modul la care la această oră se încearcă rezolvarea acestor pensii. Și am spus așa,
ce faceți? Ați tot spus că Partidul Național Liberal veți rezolva problema pensiilor militare în ideea în care voi sunteți cu generalul în frunte și că aveți această obligație morală, știind foarte bine situația din interior, să rezolvați această problemă. Noi ceilalți, am spus, suntem alături de voi în rezolvarea acestei probleme, vom vota orice proiect îl veți aduce care rezolvă această problemă a pensiilor militare. Am plecat de la această chestiune și toată săptămâna am fost la Parlament intenționat și m-am interesat la Camera Deputaților, la Senat, în ce stadiu se mai află acest proiect al pensiilor militare. Am aflat cu surprindere că, de fapt, nu s-au mai mișcat de luni de zile, de luni, de săptămâni bune, nu s-au mai mișcat nimic, că, de fapt, Partidul Național Liberal a trimis de la Senat proiectul legii recalculării pensiilor militare la Camera Deputaților. Camera Deputaților, în acest mare, ca să nu rezolve problema, au găsit o soluție mult mai simplă. S-a certat PNL-ul cu PSD-ul, care asigură majoritatea și care ar fi putut să treacă acest proiect, și s-a blocat acest proiect. PNL-ul s-a făcut că face un pic de zgomot, PSD-ul s-a făcut că rezolvă problema trimițând la toate comisiile, adică să se discute până la calendele grecești problema, și de fapt nu s-a rezolvat nimic. Trebuie să le aduc aminte că dacă doresc să rezolve această problemă a pensiilor militare, lucrurile se pot rezolva într-o ședință de Parlament, așa cum au rezolvat și problema HIMARS-ului, deci a echipamentelor militare pe care le-au trimis în Ucraina. Da? Deci în momentul când a intervenit NATO, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, pentru rezolvarea acestei probleme, am putut să o deblocăm și s-a deblocat în Parlament într-o singură ședință a Senatului și una a Camerei. În momentul în care trebuie discutăm despre interesele românilor și despre recalcularea acestor pensii, pentru rezolvarea problemelor democratice, am trimis această problemă la toate comisiile. Unul la mână. Doi la mână. Să vedeți acest tip de nerezolvări. Când astăzi mă uitam de dimineață la televizor și am văzut că iar sunt drone care cutreieră prin România și oameni care sună la 112 din zona Tulcea reclamând obiecte neidentificate. Am ridicat iar avioanele, iar le-am văzut dronele pe radar, iar au dispărut după radar. Lucrurile s-au rezolvat printr-o vizită scurtă a dronelor rusești prin România. Și spun, nu avem lege să doborâm dronele. Eu am fost la ședința de apărare și cu șeful statului major și ne-a spus că, într-adevăr, bar avea lege, bar n-ar avea lege. Și noi am spus atunci, haideți să promovăm această lege. A rămas atunci cam statul major să facă toate demersurile legate de avize, adică o lege când îți vine în Parlament, îți vine cu un număr de avize, cu avizul Consiliului Legislativ, toate, e un ansamblu până aduci legea la votat. Atunci aflasem că legea fusese promovată sau exista pe un anumit circuit încă din luna ianuarie, când din 12 avize Ministerul Apărării rezolvase un singur aviz, adică propriu aviz, restul avizelor de la celelalte ministere nu fusese rezolvate, problemele au mers în direcția în care această lipsă și dorință de reglementare s-a văzut și astăzi, pentru că nici astăzi nu avem și nu am avut cumva în dezbatere această lege a apărării, să zic, modificată pentru a putea interveni asupra acestor drone. Problemele sunt în felul ăsta la această oră, și a treia problemă pe care iar am urmărit-o era legată de pensiile și ce s-a întâmplat cu proiectul legii pentru care anumiți parlamentari hunedoreni de astăzi făceau apel la mine și la toți ceilalți să fim solidari. A trecut de la acel apel de solidaritate. Noi ăștia, care eram în opoziție, împreună cu independenții, cu ăștia, am făcut un proiect, l-am trecut prin Senat și acest proiect acum
nimeni nu mai știe. A fost, așa cum am spus atunci, a fost îngropat în sertarele Camerei Deputaților. Nu am auzit după această dată, de la data la care noi în Senat am aprobat acest proiect, vreun parlamentar hunedorean venind și spunând aici sau oriunde, protestând pentru faptul că acest proiect nu a fost pus pe ordinea de zi în dezbaterea Camerei Deputaților. Deci, astăzi, de asta spuneam că asistăm astăzi la un spectacol trist al unor lucruri personale, al unor răzbunări și al unor orice, acoperind toată această lipsă de dorință, de reglementare și de rezolvare a problemelor. Deci, problemele pe care le spun și le repet, sunt rezolvabile. Sunt proiecte, sunt în curs și pot fi rezolvate. Dar nu pot fi rezolvate decât de majoritatea PNL-PSD, ca să înțelegem, pentru că ei dețin împreună cu UDMR-ul pe sub masă două treimi din voturile din Parlament. Fără voturile lor, noi nu putem să rezolvăm acest tip de probleme. Putem să le aducem în atenția dumneavoastră, putem să venim să le explicăm și putem să vă promitem că o să facem tot posibilul să le rezolvăm în etapa următoare, după ce aceste alegeri vor fi terminate, când vom avea un alt parlament și un alt guvern. Da, aici e din nou un subiect sensibil pentru unii când vine vorba despre un nou parlament, un nou guvern. Păi, se tot discută tot felul de formule. Haideți să mai clarificăm amândoi, un lucru. Astăzi aud următoarea frază standard. Când vom veni noi, așa, la anul vom face, la anul vom face. Oamenii ăștia ne iau drept proști pe toți. Cred că toată puterea de astăzi este una dintre cele mai performante puteri din lume, cele mai extraordinare și cele mai grozave realizări pe care le-am avut noi în viața noastră. Și cred că toată populația României, într-un efort cu flori și cu de-astea, ca la Iliescu în 1990, Iliescu, te votăm, te votăm tot neamul, acum vom pleca toți așa, coaliție, te votăm, te votăm tot neamul, ca să moară Deneca, Simion și cu nu mai știu care. Da? Deci, dragă, populația României cred că nu este atât de entuziasmată pe cât vor să ne spună acest politicieni, în așa fel încât să ne spună, dar noi stați și știți că suntem tot noi la anul și dacă anul ăsta n-am rezolvat, la anul rezolvăm. O să facem planul cincinal în 4 ani și jumătate la anul, da? Nu este adevărat. Problemele s-au adunat, problemele sunt foarte grave, iar noi trebuie să înțelegem că la anul, chiar dacă populația României va hotărî să rămână aceeași coaliție de putere, cu, probabil cu Iohannis în frunte, pentru că văd că asta este lupta acum a PNL-ului, să-l aducă pe Iohannis, a PSD-ului să aducă PNL-ul, după cum ni se spune, din nou la guvernare. PNL-ul ca să avem... cam pierdut teren în ultima perioadă. Domnul Ciolacu ne-a spus, expressis verbis, că vor face guvern tot cu PNL-ul. Deci, știm exact care va fi viitoarea putere din România. Așa, rămăseseră în discuție primul ministru. Dacă vine domnul președinte, ex-președinte de la acea dată Iohannis, sau aduc o altă variantă în România. Pentru că ceea ce mă, și pe mine ca om, mă deprimă, este faptul că și la anul nu voi avea nicio schimbare, adică măcar să văd o schimbare a unor fețe, da? Dom'le, nu mai fi la guvern Ciolacu, o fi unul de acolo din PSD sau nu știu ce, măcar o față nouă, măcar lucrul ăsta să mă facă și să-mi dea și mie speranță că, dom'le, se va întâmpla ceva în bun în următorii ani. Pentru că în materie de vești bune sunt foarte puține spre deloc, ca să nu spun că veștile proaste abundă și tocmai această nebunie care a cuprins zona asta politică la ora asta cu alegerile acoperă de fapt problematica cu care ne vom confrunta începând cu 2025.
se tot discută despre un blat, bine, și în politică, probabil de cele mai multe ori este ca în fotbal, un blat între Ciolacu și George Simion, cel puțin pentru turul 2. Unii văd această asociere, să spunem, la fel cum era la începutul anilor 2000, Iliescu, Vadim Tudor, a fost așa o... probabil umblat și atunci. Este sau nu o înțelegere acum? Păi dacă e să vorbim despre blaturi, hai să vorbim despre blaturi. Ce face Partidul Național Liberal astăzi și ce a făcut în urmă cu 6 luni? N-a făcut un blat la alegerile europarlamentare cu PSD-ul când au comasat alegerile. Nu cumva ei sunt primii care au început cu blaturile. Nu cumva astăzi ne anunță că au nu știu ce procente, când procentele sunt constituite din acel blat destul de ordinar. Și blat făcut nu numai cu PSD-ul, ci făcut blat cu, până la urmă la nivel european ca să iasă toată lumea bine? Nu? Spune că este un, că este un blat. Prima dată o să ne explice și nouă ce e cu blatul ăla. Pe urmă, acum, când se anunță, când PSD-ul anunță că va face guvern cu PNL-ul, nu cumva e un alt blat? Dacă tu știi dinainte cu cine o să faci, dacă tu știi dinainte ce procente câștigi, dacă tu știi dinainte cum o să combini puterea, nu cumva este un blat în fața cetățenilor? Toată lumea vorbește de funie în casa spânzuratului. Adică toată lumea vorbește despre blat, fără să se uite la toate blaturile pe care ei le fac în societate. Nu există un asemenea blat și nu poate să existe un asemenea blat. Despre chestiunile astea s-a vorbit și se va vorbi multă vreme. Pentru că toți pleacă de la premisa că Ciolacu în turul 2, dacă ajunge cu oricare, va lua bătaie. Este o premisă falsă. Dar l-ar prefera pe Este o premisă falsă. L-ar prefera pe Simion în turul 2 pentru așa zisa discuție despre extremiști și democrații de tip european. Această știe și Ciolacu și societatea românească că acest lucru nu subzistă. Lumea românească din 2000 până în 2024 s-a schimbat. Toți știm că nu mai putem gândi în terminologii de genul ăsta. Povestea acestui blat este dat de faptul că Partidul Național Liberal și Nicolae Ciucă nu au capacitatea la această oră să acceadă la locul 2. Da? Să ne înțelegem asupra acestui lucru. Și atunci acuză stânga și dreapta și față și spate și sus și jos de blaturi și de fel de fel de chestiuni în lumea asta noastră. Problema este următoarea. Partidul Național Liberal, Nicolae Ciucă, trebuie să facă ceea ce trebuie să facă în raport cu cetățenii României și să lase această structură de blaturi. Dacă acest blat chiar s-ar face, ei trebuie să facă în așa fel încât să treacă peste acest blat. Adică dacă Aurul ar primi 150-200 de mii de voturi de la PSD și aceasta ar fi diferența între Simion și Ciucă, n-ar fi oarecum de plâns Partidul Național Liberal și n-ar trebui să acuze un asemenea blat? Este foarte clar. În dragoste și în politică lucrurile sunt permise. Dacă Aurul ar găsi o asemenea soluție, care nu există și vă asigur că nu există, nu m-a contactat nimeni să-mi spună că o să facă blat, nu m-a contactat nimeni să-mi spună că o să-mi dea votul, nu stați liniștită că nu asta e problema. Problema este următoarea. Partidul Național Liberal trebuie să termine cu acest tip de discurs. În aceste zile, pe acest tip, dacă au curajul și sunt ultrademocrați, 1, nu vi s-a acuz blatul ăsta, 2, nu te duci la toate instanțele din România și să contești listele Aurului la alegerile parlamentare. A fost pe un niște lung chestiuni de contestații pentru Aur, cred că în mai toată țara. S-a da, întâmplat și în toată țara, doar nu, acest lucru. Nu și în județul Hunedoara. În toată țara, Partidul Național Liberal a depus contestații pentru lista de la Camera Deputaților și la Senat împotriva listelor Aur. Vreți să vă spun care a fost comportamentul celorlalte partide? PSD, USR, cu care nu avem mare relație, UDMR și ceilalți, nimeni nu a depus o contestație împotriva Aurului, cu excepția Partidului Național Liberal.
în mod uzual depui aceste contestații și se lasă să se judece. Nu, au trimis și armate de avocați în țară să susțină acea contestație. Acea contestație care a fost respinsă peste tot. Chit că pe la vreo două bejuri au aranjat să avem un anumit tip de probleme, adică la Bistrița și Giurgiu. Dar, dacă vrei și ești democrat și știi că sunt aceste lucruri, vii și faci ca lucrurile să se întâmple în mod democratic. Adică lasă-i pe oameni să candideze. Este, dar de ce credeți este că au făcut această contestație? Această contestație... Și doar partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Pentru simplu motiv, și îl știm toți, este că aurul urcă la această dată, în timp ce PNL-ul scade. Asta este marea problemă. Marea problemă la această oră, o vedem și din sondaje, o vedem și de unde vreți, că asta este o realitate. Este această realitate. Lumea spune în felul următor, ne-am săturat de ăștia să-i mai vedem și pe alții. Până la urmă, v-am spus, nu, și până la urmă pot să spun că crește aurul, dar nu numai aurul. Toate partidele de opoziție, toate partidele care nu au mai fost angrenate în politică, cresc la această, în politică și în structura de stat în ultimii 35 de ani, nu cresc la în această perioadă. Deci asta este realitatea. Place, nu place, lucrurile nu sunt așa cum de multe ori le vedem prezentate pe ecran cu în acest triumfalism generalizat. Ați avut vreo discuție PSD-PNL. Ați avut vreo discuție și cu foștii colegi de dumneavoastră din Partidul Național Liberal din județul Hunedoara, pentru că au existat contestații și aici, da? Presupun că ar fi fost normal, poate, să vă explice, să vină spre dumneavoastră și să vă spună anumite lucruri care poate nu le convin asupra candidaturii dumneavoastră și a colegilor din AUR. Eu, care vin de acolo, vă spun așa. Pe mine nu mă interesează ce-i convine și ce nu-i convine unuia și altuia din județul Hunedoara, din Partidul Național Liberal. În primul rând, ei au încurcat borcanele pe aici și să și le descurce. Da? Eu nu am o problemă legată de problema Partidului Național Liberal. Eu sunt la ora asta senator AUR și candidez în calitate de senator AUR. Să fie foarte clar. Nu am nici ce să reproșez și nici nu vreau să vin acum să fac eu marele proces al filialei Hunedoara al Partidului Național Liberal. Dacă nu și-au făcut ei după alegerile locale, ce rost are să fac eu acum în calitate de senator AUR și de membru AUR? Nu. Treaba lor să-și vadă de viața și tinerețea lor zburdalnică. Problema este următoarea. Din tot ceea ce am văzut în ultima perioadă și i-am lăsat, ei care sunt guvernamental și tot, vin acum în județul Hunedoara cu niște teme și încearcă să spună, să joace rolul de opoziție. Atât îi rog frumos, să mă lase pe mine să fiu opoziția la PNL-PSD județul Hunedoara și ei să joace rolul de guvernamental. Poate, acum îi observ că au o mare apetență să atace Partidul Social Democrat. Bă, ce aveți? Cum? De ce vreți să-i atacați pe oamenii aia? Că i-ați chemat acum 2-3 ani să vă salveze. I-ați stat cu ei la masă, i-ați rugat, a spus că erau frumoși, erau deștepți. Acum, dintr-o dată... Într-o alianță pentru 1000 de ani erați și acum sperați că mai că după alegeri iar o să vă coopteze și iar o să mergeți la președintele CJ-ului să vă rugați frumos să vă dea posturi de directori. Și atunci de ce se atacă acum? Păi, asta frizează ilogicul. Am înțeles, trebuia să ne atace pe noi, pe toți ceilalți, dar nu poți să ataci Partidul Social Democrat la ora asta cu care guvernezi. Și să spui că județul Hunedoara, ne-ai spus că județul Hunedoara totul este în regulă și că totul este bine. Păi nu poți, că ai împărțit, ai 3/4 din directori liberali. De deconcentrate la ora asta. Nu poți să ataci, să vii mereu să spui jos nu știu ce după nu știu cine. Sunt lucruri pe care sunt ridicole și în politică să te ferești de ridicol, cum zicea Antonescu, decât să fii ridicol, mai bine să fii hoț. Mai vedeți, Caragiale e mereu prezent în fiecare scenă pe care o vedem în țară, în politică. Măcar atât, să ne lase și nouă rolul de opoziție. Că dacă vrea să joacă, PNL-ul la aici vrea să joace și rolul de putere și de opoziție, o să o încurce rău de tot.
că nu mai înțelege nimeni nimic. Adică... Își dă cu stângul în dreptul, putem spune și asta? E, își dă cu stângul în dreptul. Își dă cu dreptul stângul și cu stângul în asfalt, în ce vreți, în beton. Doamne Dumnezeule, păi, nu se face. Nu te duci să-ți ataci și partenerii. Ești partener cu oamenii ăia. Ai un pic de logică, măcar în, să nu spun, moralitate sau ai un pic de logică în acțiune, da? Nu ataci niște oameni cu care guvernezi la ora asta. Adică tot ceea ce faci în continuare acum, la ora asta, județul Hunedoara, ești partea deciziei. În țara asta, în Europa asta, unde faceți voi, ești partea deciziei. Cum să faci așa ceva? Este inexplicabil. I-am văzut pe unii că îi aplaudau pe unii liberali că îi atacau pe social-democrați. Bă, credeți-mă, a fost acolo când a plecat USR-ul de la putere. Lucrurile au fost clare. Au zis, dom'le, aducem PSD-ul pentru care o structură de stabilitate și așa. PSD-ul a zis, bine, noi am putea la alegerile din 2024 să avem 70% dacă n-am intrat cu voi la guvernare. Dar intrăm cu voi ca să salvăm România. Deci ei erau salvatori. Păi da, dacă i-au adus ca salvatori, acum ne spun ei că ăia nu mai sunt buni, că nu știu dar ce. Dar și mai interesant este faptul că cei care sunt la conducerea PNL, cel puțin în județul Hunedoara, sunt atacați de membri ai acestui partid, chiar de foști membri remarcanți ai PNL-ului în ultima perioadă. Deci atacurile sunt cumva venite așa de, din toate direcțiile. Aceste lucruri se întâmplau oricum, pentru că în momentul în care a introdus confuzia în filială, lucrurile așa se întâmplă. Până la urmă este o problemă de confuzie. Adică unii au fost de acord cu această guvernare, alții nu au fost de acord. Unii au avut niște vise, unele le-au pierdut pe parcurs sau la final. Deci s-au întâmplat foarte multe. Deci este o problemă de confuzie. Până la urmă este o problemă în care trebuia lămurită această problemă de la un capăt la altul. Această confuzie, păi cine trebuie să o rezolve sau cine a introdus-o în filială? Conducătorii, că niciodată nu membrii de partid vin ei să traseze liniile după care conduci. Cei care au condus filiala sunt cei care au introdus această confuzie la nivelul electoratului PNL. Asta este marea problemă, pentru că la această oră nici nu știi ce să le spui. Îi ataci pe aia și guvernezi cu ei. Ei ești de acord în Parlament cu măsurile ălora, după care vii aici și ataci măsurile ălora. Vii aici și faci publică, vrei tu să rezolvi niște probleme, când te duci în Parlament, îi votezi cu PSD-ul, amânarea și prin fel de fel de proceduri, nerezolvarea unor probleme, de exemplu cum este problema pensiilor. Acest tip de confuzie și confuzie și la nivel ideologic și la nivel practic a dus astăzi la această să zic dezorientare a electoratului liberal. Aici este marea problemă. Degeaba poate să facă orice, să aducă 7.000 de platforme și să explice o grămadă de lucruri că nu poți ajunge la niciun final în cazul ăsta. Trebuie să vă spun un lucru. Cum poți tu ieri să spui următorul lucru? Că, domnule, noi vom rezolva problema micro-întreprinderilor. Celebra discuție că Partidul Național Liberal cu USR-ul, cu nu știu ce, au dat acel PNRR prin 2022, în care se spunea că există un jalon în care micro-întreprinderile vor scădea plafonul până la care sunt micro-întreprinderi, până la 88.500, acum fiind pe la 500.000, nu știu cât. Așa a fost jalonul. PSD-ul nici măcar nu era acolo. Nu era acolo, era USR, PNL și UDMR. Au venit la guvernare. A trebuit să intre și să preia acest PNRR, care PNRR e un set de 540 de măsuri și jaloane, 42, cred că, și care trebuie aplicat din punct de vedere și sunt măsuri pe care statul și le-a măsuri pe care statul vreme, și legislative și practice pe care trebuie să le rezolve.
Acest lucru se întâmplă pe o perioadă până în 2027, paralel. Adică îți dau 30 de miliarde, tu aplici măsurile astea. Bun, s-au întâmplat atunci, am semnat, că noi totdeauna semnăm ca la nuntă, după care am venit și am văzut, aia nu putem să o facem, aia nu știu ce, aia trebuie să încep să o negociem. Și au tot negociat PNL-ul, PSD-ul, pe la Comisia Europeană, fiecare ministru, cum l-a avut pe diferite, în toată perioada asta și au mai îndulcit anumite măsuri pe care USR-ul le pusese ca standard la cer, de parcă România devenise țară de sfinți. Și, bun, astăzi vii și tu spui, aseară la acest program, vor rezolva problema micro-întreprinderilor. Asta înseamnă că noi nu mai aplicăm jalonul, ne mai aplicăm jalonul, pierde miliardul ăla de euro de care tu spui și, pe urmă, tu, în partea asta guvernamentală, dai spatele lui Ciolacu. Păi, bă, nu e cinstit! Nu e cinstit! Nu e cinstit de ce? Pentru că, unu, omul n-a fost la semnare, și doi, l-ai prins în cursa că e prim-ministru și că trebuie să aplice jalon. Păi, acum să ne înțelegem. Ați venit voi, adică dacă ei au avut vreo discuție la Comisia Europeană și dacă au stabilit ei cumva o chestiune că pot rezolva jalonul într-un fel anume, ar trebui să ne spună, nu să vină cu marea bombă, am rezolvat noi jalonul și că am făcut să le arătăm PSD-ului că nu. Nu, această chestiune nu ține de numai de alegeri. Ține până la urmă de această țară, ține până la urmă de noi toți. Jalonul ăla nu-l privește numai pe Ciolacu sau numai pe Ciucă, că ne privește pe noi, întreprinzătorii, pentru că discutăm la această oră și, de fapt, noi nu spunem care este situația reală a economiei, situația reală a industriei, cum va trebui să evoluăm în 2024. Nu spunem, dar bună parte dintre români se bucură la auzul veștii că de anul viitor salariul minim va crește, că va fi mai bine pe de o parte în ceea ce privește până la urmă declarațiile făcute de către mai marii noștri conducători, dar în egală măsură se vorbește și de majorarea taxelor, de majorarea impozitelor, de creșterea anumitor utilități, care o fi adevărul. Există un singur lucru pe care îl spun și trebuie să-l înțeleagă și cetățeanul hunedorean ca și cetățeanul român. Este următorul lucru. Când vă uitați la creșterile salariale, pensii și toate celelalte chestiuni, uitați-vă la inflație. Și o să vedeți că inflația e cea mai mare din zona euro. Da? Și cu asta am spus tot. Adică ce vă dă pe o parte, vă mănâncă pe cealaltă parte. Asta e una. Doi, gândiți-vă că ceea ce vă spuneam, că se discută pe la spate cu mărirea taxelor la locuințe și la asta, deja se întâmplă. V-am spus într-o emisiune că se discută în mod discret. Și chiar cu o lună, două, poate chiar mai bine discutam. Așa v-am spus. Atențiune! Ce s-a discutat acum? Mărirea taxelor și impozitelor începând cu 1 ianuarie. Deci o să vă crească taxele pe locuințe, pe pământuri, pe mașini și pe toate celelalte bunuri pe care le mai aveți. O să vă taxeze până la final. Dar ne dau și la salarii, nu? Bă, au furat, dar ne-au și dat. Tehnica asta o mai știm. Da. Fiind serioși, da? Deci nu ne va aștepta un an 2025? Nu, este un an. Deci am discutat, din punct de vedere economic, deci, cel puțin. Că mă întrebați cu discuțiile cu colegii din PNL, PSD, pe acolo. Da, discutăm și discutăm. În primul rând, am această curiozitate și vorbesc cu ei pentru că au mult mai multe informații decât aș putea, că nu sunt la putere, despre ceea ce se întâmplă în România și despre previziuni. Anul 2025 va fi un an brutal. Va fi un an brutal, va fi un an de creștere de taxe, impozite și de toate celelalte lucruri, de suspendări, de drepturi, de tot ce suportă o să poporul vedeți. Român, e obișnuit să încase. Nu, că n-aș fi atât de sigur. De ce spuneți asta? Pentru simplu motiv că nu mai avem poporul ăla de acum 20 de ani. Ăla pe care îl proiectau unii, care îl proiectează PNL-ul cu alegerea între Simion, Ciolacu, chestiuni de genul ăsta. Nu e așa. Lucrurile nu vor evolua după toate scenariile închipuite de către toți acești experți. Eu am încredere totuși în poporul român, unul hunedoren și în ceilalți, că se vor uita foarte atent
și vor cântări foarte atent la ceea ce se va întâmpla în 2024. Și 2025. 2024, în primul rând, pentru că sunt alegerile, exact. Se vor uita. Asta am spus. În 2025 și tot ce am făcut în 2024 vom plăti în 2025. Asta este problema noastră. E anul de contări, nu? Totdeauna este anul de contări, 2025 și după 2024. Trebuie cineva să și plătească dezmățul financiar la care a fost supusă țara asta. Gândiți-vă că am ajuns, vorbeam de 7 ținte de deficit, 8. Ieri ni s-a comunicat că deja am ajuns la 9 și o să facem până la finalul anului 10, așa cum se estimase de fapt 10% din produsul intern brut. Este enorm. Gândiți-vă că 10% din produsul intern brut înseamnă undeva la 34, 36, 37 de miliarde de euro. E enorm, adică suntem o țară care nu producem atât de mult încât să ne putem permite o asemenea deficit. Gândiți-vă, anul ăsta am plătit 7 miliarde dobânzi la credite. Deci, credeți-mă, nu... nimeni nu ne-a spus ce ne-a scris Comisia Europeană în iunie după ce s-a fost aleasă noua Comisie Europeană și așa cum spunea un politician versat și bun din PNL, de altfel, spunea așa, noi am ajuns să încălcăm promisiunea și să încălcăm promisiunilor. Deci am încălcat de vreo 3 ori promisiunile care le-am făcut la promisiuni. Deci credeți-mă că lucrurile sunt pe departe de a fi în regulă și de a reuși să ajungem să avem o, să zic așa, o luminiță de rezolvare a problemei. Poate ne va salva exploatarea gazelor din Marea Neagră, cine știe, nu? Povestea asta cu exploatarea gazelor, cu marțienii care o să ne aducă valize de bani, cu Europa care o să vină, nu se va întâmpla. Problema este una internă și este o problemă de mecanism. Am stat și m-am gândit cum arată țara asta și m-am gândit că arată cam propria mea familie, cu 2 bugetari grași și cu o soție slabă care muncește la fabrică în privat zi de zi. Da, vorba unora, ăia 2 bagă cardul în perete și ea și-a rupt mâna alergând prin țară după bani să-și plătească muncitorii. Până la urmă, asta este trista realitate în care ne învârtim și asta este problema pe care noi trebuie să o rezolvăm în continuare. Este această problemă a, să zic, am vrut să-i zic a restructurării statului român, dar până la urmă cred că e vorba unei revoluții a statului român. Până la urmă trebuie să înțelegem că dacă nu schimbăm filozofia statului român în sensul în care îl facem un pic mai suplu și pe el mai suferind... Dacă nu o schimbăm, cine schimbă clasa această... politică, că doar nu se poate să schimbe... clasa politică actuală nu, nu există schimbat. Decât 2 mecanisme, ori prin vot, ori prin revoluție, adică aici lucrurile sunt clare. Și noi ne-am hotărât că suntem democrați și democratici și că trăim într-un sistem care vrea să schimbe comportamentul prin, în mod pașnic. Am început să mă bâlbâi de încercând să spun toate lucrurile deodată. Și lucrul ăsta trebuie să se întâmple și lucrul ăsta se va întâmpla și se va întâmpla printr-o mare presiune care o să vină din societate. Această presiune deja există, o simțim și ea trebuie să se materializeze cumva. Vreau să vă spun că vineri este ziua armatei, da? Trebuie să vă spun că în fața guvernului vor fi mii de rezerviști care vor manifesta și cu care mă solidarizez și am scris și n-am o problemă. Pot să spună că sunt demagog, poate să spună cum doresc, că sunt în opoziție și pot să spun orice. Spun atât, spun un singur lucru, este că efortul nu este atât de mare pentru rezolvarea unei probleme, dar cred că la această oră toată lumea se încăpățânează să nu o rezolve, că dacă nu o rezolv eu, să nu o rezolv nici tu. Și... Deci sunteți alături de sunt alături, sunt alături de rezerviști și o să le susțin cauza în continuare, așa cum o fac de luni de zile, pentru că este nedrept. Noi, dacă am zis dreptate până la capăt,
nu știu, mă interesează cine a spus această frază, trebuie să facem în legile astea ale pensiilor și pensionarilor dreptate până la capăt. Trebuie să facem și militarilor, și polițiștilor, totului sistemului de apărare națională, așa cum trebuie să facem mai ales pentru cei din minerit, siderurgie, energie, mecanici, locomotivă, etc., grupele 0, 1, 2 de muncă. Deci, acesta este mesajul cu care trebuie să mergem toți în continuare. Cât despre județul Hunedoara, urmează să discutăm, pentru că sunt enorm de multe lucruri pe care v-am spus nu am vrut să le discutăm și nu vrem să le discutăm. Trebuie să discutăm problemele practice. Data viitoare o să venim cu analiza județului nostru. Să învățăm ce este, ce a fost și ce mai este și ce viitor are acest județ. Am avea până la urmă, de o analiză corectă, o analiză reală. Nu trebuie făcută analiza decât pe datele de la Institutul Național de Statistică. Da? Venim cu datele de la Institutul Național de Statistică și să vedem și noi, să vedem și noi în raport cu celelalte județe din România, unde ne unde am fost și ce mai suntem, la foarte mulți indicatori. Și vom discuta pe această bază. După care, toți va trebui să răspundem la întrebarea ce vrem să facem în această campanie electorală, ce vrem să facem după această campanie electorală și unde vrem să fim și cum vedem această rezolvare. Până la urmă, lumea hunedoreană trebuie să fie în cunoștință de cauză în ceea ce privește viitorul ei. Unde se văd unii, știm cu toții, în anumite funcții importante, deși poate nu îi reprezintă mai nimic în ceea ce privește ocuparea anumitor funcții, dar ei deja se văd acolo în acele fotolii confortabile. Problema fotoliilor confortabile a fost, este și va fi mereu. Este o mare tentație să fii în acele fotolii, dar am mai spus-o. Trebuie să înțeleagă și cei care vin noi și cei care sunt acolo despre responsabilitatea statului în fotoliile alea. Într-o zi cineva te va întreba ce ești, ce ai făcut și de ce stai în fotoliul ăla. Îi întreabă cineva pe cei din actuala clasă politică? Da, care sigur că îi întreabă, sigur că îi întreabă și așteaptă. O să vedem în 1 decembrie. Dacă lumea este mulțumită, îi votează pe aceeași. Dacă lumea este mulțumită, va vota altceva sau va încerca o modalitate de a schimba lucrurile. Începe campania electorală pentru prezidențiale, cum spuneam. La ce fel de campanie să ne așteptăm din partea AUR în această perioadă? Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Președintele George Simion s-a așteptat, la această oră este foarte atacat, încurcat în războiul declarațiilor și în acest război al declarațiilor am înviat morți ca Hrebenciuc, am adus fel de fel și de oameni care dau fel de fel de declarații și care de fapt distorsionează această... E cam încolțit. Sigur că da și trebuia să se și aștepte. Este normal să fie încolțit pentru că crescuse și era principalul contracandidat al lui, Ciolacu. Și atunci s-a spus în felul următor. Păi, de fapt, interesul, că de asta este și această manevră în care sunt sau pe piață au circulat aceste două teze. Unu, că Ciolacu n-ar câștiga decât cu Simion și că Simion n-ar ajunge în turul 2 decât dacă ar face blat cu Ciolacu și ar lua voturi. Această temă este recurentă pentru că este dragă PNL-ului și lui Joană și altora care vor să-l scoată și să nu recunoască că la această oră George Simion este pe locul 2 în preferințele românilor în sondaje. De asta fabrică și sondajele, de asta se încearcă fel de fel de manevre de genul ăsta. Este practic întreaga luptă atât a PSD-ului cât și a PNL-ului de scoatere de pe locul 2 a lui Simion. Pentru că Simion încurcă jocul. Deci nu mai se poate merge la fie ce-o fi, câștigă, facem noi guvernul și al nostru vine președinte, al vostru vine premier. Da? Asta este miza. De aceea, suntem lângă George Simion, cu tot ceea ce putem să facem, îi îndemn pe români să citească măsurile din planul Simion,
îi îndemn să creadă în aceste măsuri și în posibilitatea și în dorința noastră de a încerca să facem această restructurare și resuscitare a statului român. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Data viitoare vă așteptăm aici să discutăm despre această radiografie pe care ar trebui poate fiecare dintre politicieni să o facă asupra județului Hunedoara, să vedem unde suntem, că unde am fost știm, unde suntem și aici știm, să vedem unde vom fi mai departe și asta cred că contează cel mai mult, viitorul nostru și prezentul, bineînțeles. Mulțumesc încă o dată, mult succes vă doresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!